Ceașești vă oferă un program artistic amplu și plin de comori ale neamului românesc. În acest moment se desfășoară parada, o paradă alcătuită din oameni gospodari ale acestor ținuturi. Moldova și din Ucraina, români de dincolo de frontierele țării. Într-un spirit de solidaritate, domnii primari au venit la colegii dumnealor din comuna Percișești, în frunte cu doamna primar, Violeta Zenobia Țăran. Cei frumoși și mult așteptați întotdeauna. Bună ziua! Bine ați venit, doamna primar! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Dragii mei, bună ziua! Suntem în a doua zi de festivitate a zilelor Comunei Percișești, cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la atestarea documentară a Percișeștiului. Sunt mari emoții pentru mine, pentru că n-am crezut niciodată că voi avea atâta cinste și onoare să sărbătorim împreună un eveniment atât de important. Ieri am avut ocazia să ne întoarcem în timp și împreună cu localnicii comunei să trăim momente pe care le-au trăit înaintașii noștri. Ne-au ajutat expozițiile de fotografii cu casele vechi ale comunei, expozițiile de costume populare, montajul prezentat de fetele din primărie și cadrele didactice de la școala Percișești, prezentarea copiilor, a dansurilor populare și am încheiat cu o șezătoare și cu o expoziție muzeală. Este de datoria noastră să transmitem copiilor noștri, nepoților noștri, generațiilor care vor veni, tradiția, portul și graiul nostru românesc. Vă doresc să aveți zile minunate, să vă simțiți bine, să aveți spectacolul pe sufletul dumneavoastră. Vă doresc din tot sufletul meu să aveți mulți ani de acum încolo fericiți. La mulți ani, Percișești, felicitări, o vârstă frumoasă, 550 de ani, și felicităm și pe doamna primar pentru toate lucrurile frumoase
pe care le-a realizat în comuna dumneavoastră, alături de echipa dumneei, alături de dumneavoastră. Suntem vecini și ne stimăm reciproc și muncim ca să înflorim localitățile noastre și se vede când se trece prin cele 9 sate și 2 sau 3 câte aveți dumneavoastră, totul este frumos la superlativ. Ieri și astăzi am venit aici cu sătenii mei să participăm la această frumoasă aniversare a 550 de ani de la atestarea comunei dumneavoastră Berchișești. Suntem mândri că suntem aici alături și mi-aduc aminte că cu 5 ani în urmă, pe această scenă și în acel cămin cultural, am semnat un act de înfrățire. Totodată și la mine în localitate, în comuna Parcova, am contrasemnat acel act de înfrățire între comuna Parcova, comuna Berchișești și comuna Mahala, Ucraina. De ce sunt mândru ca astăzi, în fața dumneavoastră, să dau citire din partea primăriei comunii Parcova, Consiliul Local Parcova, diplomă de recunoștință se acordă cu ocazia împlinirea 5 ani de înfrățire între comunile Berchișești, județul Suceava, România și Parcova, raionul Iedineț, Republica Moldova. Să ne trăiți, fraților, la mulți ani! Bună ziua, Berchișești! Bună ziua, fraților! Vă spun că ne-a fost dor de dumneavoastră și cu adevărat. Suntem mândri astăzi să ne aflăm alături de dumneavoastră la un mare eveniment al comunei, 550 de ani de la prima atestare. Berchișești pare a fi mai tânăr și mai tânăr, mai frumos și mai arătos. Și asta se datorează doamnei primar Violeta Țăran și dumneavoastră, care sunteți mereu alături. Eu vă felicit, dragi berchișeșteni, cu acest minunat eveniment. Mi dor și de voie bună, unde lumea se adună. Hai, hai, mi dor și de voie bună, unde lumea se adună. O vina mea. Hai, 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 Oh,
Ce speri?